Bună ziua, bun găsit la Daily Briefing, Claudiu Cazacu sunt, mă bucur să ne auzim. În față avem un grafic al EURUSD, dar piața se mișcă foarte interesant în ceea ce privește indicii europeni și nu numai. Vom începe însă cu EURUSD. E debutul unei săptămâni în care cred că nu toți participanții uzuali în piețe mai sunt la fel de activi. De aceea, anumite piețe pot să fie mai toropite. În schimb, pentru altele, ajustările de final de an fac lucrurile mult mai interesante. În cazul EURUSD, am înregistrat o tendință modest ascendentă, mergând mai ales la finalul săptămânii trecute, peste 1,0865, am consolidat aceste câștiguri în prima parte a sesiunii și am înregistrat apoi o anumită alunecare. Mixul de date macro este foarte subțire în sesiunea de astăzi. Producer Price Index în Germania, minus 2,5%. Vineri am avut din Statele Unite discursului Jeffrey Lecker și niște indicatori din sfera serviciilor ușor în scădere, ceea ce a permis inițial o întărire a EURUSD. Jeffrey Lecker a sugerat că actuala poziționare față de ritmul gradual de majorare a dobânzilor va însemna totuși 4 creșteri de dobândă în 2016. Piețele au părut să spună în regulă, vom vedea noi mai bine ce se va petrece, poate estimăm noi mai corect decât chiar Rezerva Federală și piața a crescut. În această dimineață însă nu datele din Germania, ci cuvintele lui Peter Praet de la BCE, care a reiterat ideea că BCE va face tot ce îi stă în putință pentru a reduce inflația acolo unde trebuie, au dus la un declin al EURUSD. Un declin modest, încă suntem între 1,0844 și 1,0865. Se păstrează însă această idee, această linie esențială, care e mai degrabă de creștere pe termen scurt, una pe care piețele vor încerca să o urmărească, cred, în sesiunea de astăzi, punând la un moment dat presiune din nou pe 1,0883. Toate acestea în cadrul unui joc intraday cu efecte limitate pe termen mai lung. Suportul este la 1,0844, apoi 1,0830, 1,0806, rezistență 1,0865, 1,0883 și 1,0910. Cred că dacă piața merge peste 1,0883, putem avea câteva zeci, nu multe, dar câteva zeci de pipi de creștere, ceea ce însă nu ar schimba radical un peisaj deocamdată lateral al euro-dolar. Vom merge direct la DE30, care este de departe cel mai interesant instrument al sesiunii. O oră explozivă, piața a reacționat puternic la mesajele de stimulare furnizate de către BCE și cred că pe această lumânare am văzut și trader care mizaseră pe scădere, renunțând la pozițiile lor. Probabil că fără un pic de prindere pe picior greșită a acestor traderi, nu am fi întâlnit un spike atât de hotărât. Ideea discutată la minutul de AT a unei întoarceri a fost ștearsă de evoluția ulterioară, destul de puternică. Însă, piața va încerca, se pare, o nouă astfel de astfel de întoarcere, dar rămâne de văzut care sunt șansele de reușită. Este o sesiune neuzuală, în sensul în care cred că putem
vedea poziții și operațiuni în piață care să nu aibă legătură neapărat cu datele fundamentale sau chiar cu anunțurile efectuate, ci mai ales cu book-ul, cu bilanțul fiecărui actor implicat și cu dorința de a-l închide sau modifica până la finalul anului. Aceste lucruri dau o tentă de intervenții mai agresive și mai dificil de anticipat, ceva mai multă violență în piață în această perioadă, dar și o tentă suplimentară de imprevizibili. Cred că este ceea ce se întâmplă și probabil că se va întâmpla și în piața germană și nu numai spre finalul anului. Avem în momentul de față, cred, o ușoară perspectivă descendentă pe termen foarte scurt, însă în linii mari trebuie să recunoaștem faptul că iată pe un grafic daily, perspectiva oferită de acest candlestick foarte puternic ascendent a redevenit constructivă după sesiunea de vineri destul de îngrijorătoare, dacă avem în minte o direcție preferată ascendent, altfel destul de încurajatoare dacă direcția preferată ar fi fost descendentă. Un asemenea candlestick pare a fi mai degrabă unul de continuare. În orice caz, este impresionant și relevant în același timp felul în care s-au comportat indicii europeni și cei americani în ultima perioadă. Pentru Europa vorbim de o revenire foarte puternică, poate aici pe un M5, M15 un risc de întoarcere către 750-718, suport mai jos dacă mergem sub 718, dar atunci deja cred că am pune în pericol mișcarea de creștere în ansamblu său, ar fi 673. Rezistența aici pe termen scurt ar fi 810-833 și ulterior 861. Piața urmează încă să se decidă. Vedem însă o situație cu totul diferită în ceea ce privește acțiunile americane. 17.100 străpuns la nivel de închidere, vineri. Există și aici o încercare de revenire. Ea e, cu toate acestea, mult mai restrânsă. Și dacă înainte de aceste momente vedeam o piață americană mult mai rezistentă, înainte de aceste momente mă refer la mare parte din anul 2015, o piață americană ce rezista mult mai bine la scăderi, acum lucrurile s-au schimbat, locurile s-au schimbat și vedem mai degrabă cum piețele din Statele Unite rămân cumva în urmă. Cu toate că EURUSD nu mai oferă prea multe fluctuații, este într-adevăr la o cotație care favorizează mai degrabă producătorii europeni, dar în același timp vorbim de un alt gen de schimbare. Este modificarea generată de divergența de politică monetară și o chestiune de tipul acesta ar putea să își facă simțită prezența în continuare. Vorbim de o raționalizare a acțiunii traderilor, având în vedere ceea ce se poate întâmpla în Statele Unite și ceea ce a început, de fapt, să se întâmple deja, cu majorarea dobânzilor în opoziție cu abordarea net dovish a Băncii Centrale Europene. Dar chiar și în cazul lui US30
Se întâlnește aici un deocamdată schițat potențial la ascendent. Dacă vom închide nu doar peste 171, ci peste 17.200, am putea vedea piețele mergând încă și mai sus, spre 17.306. Mergem pe un grafic H1, unde vedem mai clar cum piețele au ținut seamă de 171. Există acum o respingere ușoară, însă teoretic, chiar în cursul acestei sesiuni, ar mai fi loc pentru o revenire. Primul gând a fost să spun o modestă revenire, dar după aceea am făcut un calcul și mi-am dat seama că putem vorbi de 70 până la 100 de puncte, dacă nu și mai mult, ceea ce nu e chiar modest. Vorbim de fluctuații mai largi în această perioadă. Anul viitor cred că va oferi ca regulă variații zilnice largi și nu ca excepție. Până una alta avem o perioadă de consolidare, probabil un breakout pe măsură ce piețele vor trage cu ochiul la ce se întâmplă în Europa și probabil că EURUSD se va mai calma sau va încerca o revenire ușoară. 17.100 este prag de suport. Dacă îl spargem, ne uităm la 17.035, apoi 17.000 de puncte și 16.914. Închide din nou ziua sub 17.100, deci încă o ședință de tranzacționare sub acest 17.100 ar fi un semn de reală slăbiciune și ar putea însemna că până în sărbători vom avea un declin mai pronunțat. Mergem la GBP/USD. O piață aparent calmă, dar în realitate într-o regiune foarte sensibilă. Linia inferioară a canalului de trend. Iar pentru mine ceea ce se întâmplă nu este foarte liniștitor din punct de vedere al interesului pentru lira sterlină. Mai degrabă, piața sugerează o halunecare dorită. La 1 avem indicatorul CBI din zona vânzărilor de retail. În cele ce urmează însă, cred că e mai puțin vorba despre datele macro, cât de ceea ce înțeleg traderii și din evoluțiile politice recente. Și în Spania am avut alegeri în care partidul de guvernământ a obținut primul rezultat, dar are o pondere de reprezentare în Parlament mult restrânsă față de alegerile anterioare, iar a treia forță a țării este partidul gruparea Podemos, care nu poate fi numită în niciun caz mainstream. O astfel de evoluție politică atrage cumva atenția asupra schimbărilor care pot apărea. Nu este un rezultat devastator. Pentru Spania se poate vorbi încă de crearea unei coaliții asemănătoare cu cea anterioară, de aceea nici euro nu a reacționat foarte puternic. Alegerile din Spania au dus poate chiar la marginal la o evoluție pozitivă pentru euro. O evoluție favorabilă, iar și un factor de sprijin pentru piețele de capital, fiindcă se întrezărește această soluție. Dar în cazul GBP/USD, ce se înțelege de aici și ce se transpune în piață, e mai degrabă riscul de a vedea, mai degrabă aș spune jumătatea cealaltă, jumătatea goală a paharului, riscul de a vedea modificări ale preferințelor electorale și politice până în ultima clipă, iar aceste modificări, dacă merg în sensul păstrării Marii Britanii în interiorul Uniunii Europene, ar fi bine tolerate de către piață, dar dacă vine în celălalt sens, GBP-ul, lira sterlină, nu pare a include încă toate
riscurile. Și atunci prețul cunoaște o presiune inclusiv din această sferă. Lucrurile pot fi salvate, dar suntem aproape de al 12-lea ceas. 1.4870 ar fi suport. Dacă spargem intraday, cred că întreaga distanță până la destinație, până la 1.4813, este suficient de largă cât să fie probabil o temă pentru mai mult de o ședință, dar undeva către 1.4840 s-ar putea merge. Rezistența ar fi 1.4930, 1.4947 și 1.4970. Încă întrevedem riscuri descendente pentru GBP/USD. Dolar yen încă nu și-a revenit, încă se luptă într-un vechi interval, 121,08, 121,61, pentru moment aproape de limita sa superioară, nu dă semne a putea să meargă deocamdată mai sus, ar putea rămâne pentru o perioadă în această regiune. Rezistență suplimentară ar fi 121,70, 122 și 122,23, suport 121,08 și 120,72. Fundamental, pe termen lung, dolarul ar trebui probabil să crească, însă până un alt an prea vedem motive de a merge într-una sau într-alta dintre direcții. Ne uităm la petrol, WTI, petrolul Brent a avut alunecări notabile. WTI este aparent salvat de faptul că a existat o mutare a activității pe scadența lunară următoare și de aici a apărut acest salt. Însă, în realitate, dacă am translatat graficul, am vedea și aici o alunecare sub 34,64, una modestă. Deocamdată, piețele sunt relativ calme. 35-80 ar fi nivelul inițial de rezistență, 35-39 suport și mai jos 34-93. Brentul WTI este într-o evoluție laterală, nu are încă semnale clare de a ieși din acest blocaj. 36-09, 36-38, 36-86 trebuie toate depășite, dar abia, cred eu, peste un 38 putem vorbi de un salt cu relevanță pentru viitor. În cazul petrolului Brent, avem însă pe un grafic daily o șansă. Șansa de a genera un morning star. O închidere de tipul acesta ar fi una favorabilă cumpărătorilor. Rusia, așa cum au venit veștile din weekend, pompează tot mai mult. Pare a fi un fel de competiție până la minime, în care și state membre ale OPEC și Rusia și activitatea din sectorul neconvențional din Statele Unite nu încetinește suficient, încât să preîntâmpine o supradimensionarea ofertei în raport cu cererea și mai mult decât atât există reală îngrijorare referitoare la capacitățile de stocare. Pentru moment însă piața se cam apropie de un punct cheie, aș zice. Suntem la minime multianuale, de fapt la minime ale ultimilor 11 ani. Sesiunea este încă derulare, vorbim de o lichiditate restrânsă, deci modificările de cotații pot să se facă mai ușor. A spune că o închidere de tipul celei de acum, de la nivelurile de acum, sau chiar câțiva cenți mai sus, 5-10 cenți pe baril, ar fi un indiciu favorabil. În momentul în care sparge 36-74 intraday, am putea să ne gândim chiar la un 37, 20 sau ulterior un 37, 65. În momentul în care am vedea o depășire a lui 37, 65, mai ales la nivel de închidere zilnică,
peste acest palier, cred că putem vorbi de o corecție care să ne ducă peste 39, chiar spre 40 în piața petrolului Brent. Aurul, revenire, cred, mai degrabă conjuncturală și tehnică. Suntem la limita superioară a canalului, dar nu părem avea încă suficientă forță de a merge mai sus. Dacă se va închide mai sus, cred că va fi o mișcare de epuizare și de captarea ultimelor poziții situate acolo. 1080 ar fi rezistența care ar trebui să reziste, cel mai probabil. Dacă nu rezistă, ne uităm la un 1085 și 1087. Suportul ar fi 1068, 1063 și 1060. Vorbim deci de o mișcare ce pare a fi aproape de finalul său intraday, însă este de monitorizat acest canal de trend. Depășirea sa în mod consistent, deci la o închidere cu câțiva dolari, cel puțin 3 dolari, a spune, peste limita superioară, fie că se întâmplă acum deasupra 1075, fie în orele următoare deasupra 1072, o astfel de închidere hourly ar aduce pe termen scurt ceva mai mult interes pentru metal prețios, dar întrevede mai degrabă o anumită tendință corectivă. Mergem la USD CAD, un canal de trend care se păstrează. Dolarul canadian nu a arătat prea bine în ultima perioadă. Avem din vechiul flag, din vechiul pattern de tip flag, am avut o testare lui 1.40, piața s-a reașezat aici, dar încă stă la pândă, parcă mai degrabă pentru creștere. Și totuși, dacă ne punem problema într-un sens diferit, vedem că dolarul canadian s-a depreciat vizibil și accentuat în ultimele sesiuni. Pragul de 1.40 nu a fost spart, așa că există posibilitatea ca în această sesiune să mai avem o încercare de a depăși 1.40, iar dacă ea nu reușește, direcția preferată ar putea să fie descendentă. Urmarea fiind vizibilă fie astăzi, fie, cred eu, mai probabil în sesiunea de mâine, înspre 1.38.21, dacă astăzi nu reușim să fim la închidere foarte aproape de 1.40. Cred că e nevoie și de unele ajustări. S-ar putea, bineînțeles, să avem a treia situație asemănătoare cu cele de pe 9 și 14 decembrie, când episoadele de sitare nu au făcut altceva decât să pregătească noi creșteri. Însă, uitându-ne și la petrolul Brent mai degrabă, există un interes pentru o eventuală corecție a USD-CAD. Bun, o să mergem la dolarul australian. Piața a revenit peste 71,45 în sesiunea de vineri, pe seama unui USD ceva mai slab și înainte ca Jeffrey Lacker să facă propriile sale afirmații vis-a-vis de politica monetară. Lucrurile s-au mai domolit ulterior, rămânem sub linia de trend descendent, dar această evoluție echilibrează cumva șansele pentru între creștere și scăderea dolarului australian, având în vedere tendința anterioară pe care noi o vedeam mai degrabă de scădere. În momentul de față vorbim de o posibilă revenire pe termen scurt, dar piața se va lupta destul de serios dacă va dori să meargă peste 0.7191. Cu un calendar destul de relaxat în această perioadă și doar cu date mâine din Statele Unite mai relevante, cred că nu avem vreun motiv deosebit de a abandona regiul 71.45-71.91. O
spargerea 71-91, dacă ea se petrece totuși, ne aduce spre 72-12. Sub 71-45 avem suport la 71-18 și apoi 0-70-95. Văd șansele de breakout în oricare direcție ca fiind în mare echilibrate. BZD-ul susținut în ultima perioadă mai bine la cumpărare decât AUD-ul. Cred că trage nădejde din revenirea unor cumpărători în piața produselor lactate și derivate din lapte, esențiale pentru exportul Noii Zeelande, dar și din poziționarea pe final de an și o anumită inerție tehnică ce se păstrează încă favorabilă. De la jumătatea lui noiembrie suntem pe creștere în această piață. E drept o bancă centrală care ar vrea să vadă o monedă mai slabă, mai ales în cazul Australiei, dar comparativ nici Noua Zeelandă, nici RBNZ nu este foarte încântată. Cu toate acestea, nu se întrevede deocamdată un declin accentuat. Există totuși posibilitatea de a aluneca sub trendul acesta mai agresiv, deci sub 67-30. Suportul ar fi la 67-18 și 0-67-07. În mod normal, aceasta a doua linie ar trebui să reziste. Vorbim despre 0,67 suport în perioada următoare, apoi 66-87. Deci un risc de ajustare tehnică descendentă există. Avem linii de suport care ar avea șanse să fie testate. 0,67 ar trebui de asemenea să reziste. Rezistența următoare în sensul crește ar fi 67-62 și 0,67-80. Pentru euro-ron vorbim despre o dinamică destul de limitată, un range între 4,50 sau mai corect ar fi chiar un 4,49-50 și 4,51-50. Totuși, această dinamică este una de slabă performanță a leului. Din evaluarea noastră, rezultă că există forțe care merg spre depreciere, spre ieșiri de valută, care contrabalansează ceea ce altfel ar fi trebuit să fie o perioadă de mare veselie pentru leu în apropierea Crăciunului. Mai sunt câteva zile, poate mai este loc pentru ajustare, dar în mod normal ar fi trebuit să fim sensibil mai jos. Am văzut că legea dării în plată a fost întoarsă pentru discuții în Parlament. Pe de altă parte, bugetul este creat pe niște premise pe care chiar și cei care l-au promovat din noul guvern nu le susțin în totalitate. Lucru ce erodează, bineînțeles, încrederea. Oricum este perceput ca fiind un buget prea relaxat în privința aspectelor fiscale și ale cheltuielilor, având în vedere riscurile ce se pot contura în viitorul apropiat. Pentru moment, euro-ron însă poate să revină către 4,50 și cred că ar fi chiar probabil. Sub 4,50 vorbim de 4,49,50 și 4,49,12, apoi mai ales în zilele următoare eventual un 4,48,30. Rezistența este 4,51,16, 4,51,50 și 4,52,12. Mulțumesc pentru că ați fost participanți la acest webinar. O zi frumoasă în continuare. Am prezentat doar opiniile noastre vis-a-vis de piață, nu recomandări de tranzacționare. Toate cele bune, pe curând, la revedere!